polițiștii din cadrul secției 6 rurale Cernavoda au identificat doi tineri în vârstă de 16, respectiv 21 de ani, care sunt bănuiți de comiterea unei infracțiuni de furt. În fapt, la data de 3 martie, aceștia ar fi pătruns în locuința unui bărbat în vârstă de 29 de ani din localitatea Satul Nou, județul Constanța, de unde ar fi sustras 4 anvelope. Prejudiciul în valoare de 2100 de lei a fost recuperat în totalitate și predat părții vătămate, iar polițiștii constanțeni continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de furt.